Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o mică scurtă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord în leu pentru jumătatea aceasta de iulie care o mai fi. În timp ce am amestecat, a vrut să se arate soarele la mulți ani, dragii mei, cu soare în zodia leului, că tot se apropie intrarea de această minunată, minunată zodie, minunat moment. Și se confirmă prin această carte că veți străluci. Și dacă aveți ascendent, și dacă aveți lună, și dacă aveți Venus, în momentul în care trece soarele peste aceste planete sau peste aceste puncte, veți străluci într-un fel sau altul. Interesant este că unii, într-adevăr, sunteți într-un moment de creștere spirituală, de vindecare, într-o relație cu un suflet pereche. Sunteți într-o separare. Au fost niște secrete, unii dintre voi, și totuși, ceva se va schimba, roata norocului. Roata norocului, după o stagnare, stagnare datorită faptului că cineva ori a acordat prea multă atenție banilor, ori a acordat prea multă atenție unei relații de acasă sau a fost căsătorită. Dar noi suntem fericiți, nu contează, pentru că ne-am vindecat. Posibil și ei au început să vindece. Dar haideți să vedem ce mesaje scurte, mesaje rapide, etalarea. Încerc să nu fiu eu așa vorbăreață ca altădată. Pentru leuți. Ok, asta, repede, să nu fiu bruiat. O, ce frumos, 6 de apă, un ex, o exă. Sau cineva, dacă nu e ex sau exă, cineva, o relație din trecut, o, da, cu care aveți o legătură intuitivă excepțională și emoțională, vă intuiește persoana aceasta la distanță, vă simte și vine să vă ofere să-și pună dragostea pe... Da, aolo, nu se termină bateria, să-și pună dragostea în mână și să vă... dragostea, inima în mână să-și o ofere. Să vă ofere. Ce frumos! Sper să nu fiu bruiată, sper să am dat intuiție, conectați-vă. Am înțeles. 8 de spade, posibil semn de aer. Posibil semn de aer, regele de aer. A suferit foarte mult în această perioadă în care nu a comunicat și a intuit, și a dezvoltat intuiția și a înțeles că legătura dintre voi este mai profundă decât a crezut cândva. A jonglat cineva. Sper să nu fiu întreruptă! Leuți. Ok, ia uite, secrete, au fost secrete. Ah, frici, în primul rând. Aceste secrete au fost datorită fricilor. Frica de emoție, mai ales dacă sunt bărbați, le e frică de emoție ca de... Ca... Vai, ce frumos, ca dracu de tămâie, vreau să zic. Bărbaților le e frică de emoții ca dracu de tămâie. Dar totuși, bănuiesc că voi ați avut curajul să plecați din aceste argumente, din acest joc mental, da, cineva a fugit, semn de aer, semn de foc. A fugit, dar roata norocului se întoarce și voi acum, dragii mei, sunteți fericiți. Dacă la un moment dat în trecut ați experimentat frici datorită acestor situații, că ei nu au vorbit, că ei au încercat să-și impună mental, da, un stil, niște reguli. Acum voi sunteți fericiți, sunteți energizați de acest soare, felicitări, super fain. Așa, și sunteți în centrul atenției, da, centrul universului, că ați plecat, dragii mei, că ați plecat, da, de unde nu trebuia să stați, unde nu trebuia să stați, ați plecat. Ei, și s-ar putea să vină cineva să-și ofere inima, acum că tot ați plecat. Haideți să vedem. Foarte scurt. Încă un mesaj pentru leuți. Sper să nu mă întrerupă nimeni. Oh, ho, ho! Da. Am zis că sunteți fericiți și manifestați creștere spirituală. Dacă cineva totuși, din trecut, care n-a vorbit cu voi, vine să-și ofere sufletul pe tavan, nu-și va oferi doar sufletul, va oferi și o relație stabilă. Posibil pentru unii, nu pentru toți. Și zic posibil pentru că așa trebuie să zic. Dacă are cineva de comentat, să comenteze. Că... Wow, deci arcane majore, 3 arcane majore, energie super intensă, care se manifestă, s-a manifestat de mai mult timp în 5, da, în 5, G, D. Da, cineva vrea să renască situația, să vă împăcați cu 6 de cupe și judecata, cineva, da.
vrea să vă împăcați, să colaborați, să reconstruiți legătura dintre voi, pentru că sunt conștienți că e o legătură foarte, foarte profundă. Da, dacă și-au scos inima și vă oferă, e clar că nu mai pot să se mintă. Dacă până acum s-au mințit, am văzut mai devreme 6 de spade și toate alea, acum nu mai pot să se minte, s-au vindecat, da? Da. Și iau de ce au făcut. Au pus bariere, au fugit, au mințit. Repet, roata norocului se schimbă și e drăguț. E drăguț. La capătul, am zis de intuiție, am zis de asta că trebuie să fiu mai iute, să nu fiu întreruptă. Și mai bine spun mai puțin decât să fiu întreruptă. Pentru leuți. Mesaje? Da, de aici. Opa, ah, ce? Ce-am spus eu? Nu era asta. Nu, asta... Ah, interesant. Dar de ce a vrut să fie aici? Deci înseamnă că a fost o avertizare. Cineva a purtat măști. Mm-hmm. Cineva a purtat măști. Și acum a dat jos și masca și sângerează din cauza acestei situații. Pentru că efectiv s-a rănit. Cine nu și-a arătat sufletul, emoțiile, dragostea față de voi, efectiv a sângerat pe dinăuntru, în spatele măștilor, dragii mei. Interesant mesaj. Posibil, dar nu mai dăm semne, vă găsiți voi semnele, eu văd semn de aer, văd și pământ, văd și taur și văd și semn de apă, evident, rac, pești sau scorpion, că e și luna și 6 de cupe, dar hai să vedem mesaj pentru leuți. Jumătatea de iulie. Nec. Haide. Se bucură să... Hai, nu mai stăm, mai stăm. Ho, 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 ho. Care a fost prima? Nici mai știu. Oh, ce frumos! S-a mai fost la o zodie. Cred că la Taur. Vai, coming together! Vai, ce frumos mesaj! Uitați-vă! Ce superb! Yin și Yang, roșu și albastru, ceea ce lucrez. Și o vedeți și la mine? Am o serie întreagă numai de roșu și albastru de ani de zile, numai pe așa ceva lucrez. Da, Yin și Yang. Da, cele două suflete își refac legăturile energetice. Coming together. Pasiunea e prea mare. Nu putem să stăm în spatele acestor măști, acestor minciuni, da? Să ne autosabotăm fericirea și creșterea spirituală, că vorbim de creștere spirituală cu soarele și cu marele preot. A, că poate fi o relație de lungă durată, serioasă, vorbim și de asta. Dar, în primul rând, creștere spirituală. Super, frumos, da? Și nu putem să avem creștere spirituală în momentul în care mințim sau ne mințim, da? Și atunci vine cineva și își oferă sufletul pe tavă. Acum primiți-l, onorați-l. Eu zic să nu-l certați, să nu-l certați, pentru că probabil că au suferit suficient până acum, dar trebuie să comunicați, ce... Ce ați simțit cât ați fost separați unul de celălalt? Este distant shores. V-ați simțit la distanță și suferințele și bucurile într-o formă sau alta și ar fi interesant de confirmat lucrul ăsta în momentul în care vă veți întâlni. Posibil ei vin de la un drum și vin, da, ca să vă întâlniți, să fiți fericiți, să-și ofere dragostea, da? Și să străluciți. Eventual, să străluciți împreună pe termen lung, pentru unii. Sunt două spirale, două constelații care intră în coliziune, în transformare. Dacă până acum v-ați transformat separat în acest moment, în această perioadă, cât a fost mai lungă sau mai scurtă, de separare, de lipsă de comunicare, v-ați transformat, acum urmează să vă transformați împreună. Și iar două culori, iar foarte frumoase, mov și verde, îmi place foarte mult combinația asta, da? Mov și verde. Vă deschideți chakra inimii, interesant, persoana respectivă învață, sau cine, da? Învață să ofere din inimă, da? E inima. Și interesant este că și masca este tot în fața inimii, da? Dacă la un moment dat semn de aer mai mult sau mai puțin, poate să fie și de pământ. Nu a arătat
Persoana respectivă nu a arătat cât simte, cât ține la voi. A zis că e mai cool. A zis că e mai cool. Oh. Binecuvântări și miracole. Ce frumos! Primiți oferta că s-ar putea să vină mai multe de la aceeași persoană. Și nu doar de la aceeași persoană, s-ar putea să vină mai multe de la divinitate, da? Pentru că există și creștere spirituală. Repet, împreună. Dacă la unii se mai amână această întâlnire, există creștere spirituală în această perioadă personală. Pentru că faceți lumină, unii dintre voi reușiți să faceți lumină în această zonă ambiguă în care o perioadă a stat emoțional. Zone de frici care probabil au venit pentru unii din altă viață, în relația cu acest personaj. Cu siguranță v-ați mai întâlnit și în alte vieți. Și frica pe care ați simțit-o, da? Frica pe care a simțit-o până acum și minciunile și fuga de realitate, de realitatea asta, de dragostea asta reală, probabil că vine, probabil, sigur, vine din altă viață. Ah, ce frumos! Cineva o să vă ceară ajutorul sau cereți ajutorul, da? Dacă nu puteți să cereți ajutorul și demonstrați dragoste. Demonstrați dragoste, fiți de ajutor. Dacă ei trebuie să vă demonstreze vouă dragoste și să ceară acest ajutor eventual de la divinitate, ca să aibă acest curaj să se ofere din suflet, unul sau voi trebuie să o facă. Și repet, dacă, eu zic că da, scrieți-mi și mie când se întâmplă. Așa? Când va veni persoana aceasta cu împăcarea? Că e clar că a apărut și judecata. Cineva își dorește împăcarea, să-și ofere tot ce au mai valoros. Ce e mai valoros la noi? Nu banii, nu mașinile, da? Nu frumusețea aparentă, nu hăinuțele, nu bijuteriile. Ce e mai valoros este sufletul nostru. Da? Oh, ce frumos, poate primiți un cadou. O brățărică, ceva. Un lănțic cu o inimioară? Cine știe? Primiți cadou. Primiți bine, evident că e ziua voastră și trebuie să primiți cadouri, e normal, la mulți ani. Sper să fie un cadou frumos și această etalare. Și să-i susțineți când or veni. E etalarea voastră. Acum vedem la ei ce apar. Sau văd ei. Că noi poate nu știm. În fine, vă doresc! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!